expoziția de fotografie poate fi admirată la parterul Castelului Hartelor din municipiu, acolo unde pe pereții clădirii au fost expuse câteva zeci de portrete ale regelui Mihai, dar și diverse fotografii care redau momentele cheie din istoria orașului, ca cel în care regele Carol al II-lea a vizitat drobeta Turnul Severin. O expoziție de fotografie documentară și de pictură cu numele Urme Regale în Mehedinți. Sărbătorim și noi la Turnul Severin ziua Maștei sale Regelui. Regele împlinește astăzi 92 de ani și este o formă în care noi ne exprimăm respectul organizând această expoziție. La evenimentul de astăzi, dedicat împlinirea 92 de ani ai regelui Mihai I al României, au luat parte profesori, scriitori, pictori, dar și numeroși elevi. Este o onoare pentru județul nostru și ar trebui ca absolut toți oamenii din județ să celebreze această zi, pentru că nu este un lucru întâmplător că primul rege Carol I a coborât pe pontonul portului nostru la început. Eu mă implic în acest eveniment în triplă ipostază, adică sunt membru ANMR, organizația care a inițiat evenimentul, sunt membru fondator și președinte al Fundației Vladimir Nespineanu, care a sprijinit organizarea evenimentului, și pictor care a pictat portretele regilor pe care le vedeți pe peretele acesta. În același timp vorbește despre un moment în derularea războiului mondial care a influențat atât soarta României cât și soarta războiului în general. În același timp, expoziția vorbește despre o instituție fundamentală a statului român până în 1947, instituția monarhiei, care este cunoscută, a jucat un rol extrem de important în modernizarea statului, în consolidarea lui. Tema expoziției este extrem de generoasă și în același timp ne îndeamnă pe toți care suntem aici și nu numai să reflectăm și să redescoperim urmele lăsate de monarhia românească în istoria noastră. Expoziția inedită de fotografie va putea fi admirată timp de o săptămână la parterul Castelului Artelor din municipiu.